O camarazi, mă aflu la Piața Spaniei și vreau să vă dau un exemplu de ce au tăcut intelectualii și artiștii și sculptorii, scriitorii români pe vremea comunismului și au fost complici până la șitate și până lene. Uitați-vă și voi, asta e o vilă în care a stat un scriitor de duzină. Nu e Sadoveanu, nu e Eminescu, nu e Coșbuc. Uitați-vă și voi, aici suntem la Piața Spaniei, așa, și asta, vila asta, a stat un scriitor român de mâna șaptea. Nici n-am auzit de el, vi-l arăt acum, ia uitați-vă. Da, au mers toți în patru labe, pentru că i-au mituit cu o vilă, cu o dacie, cu nu știu ce, înțelegeți? Ia uitați-vă fațada. Barbu Brezianu a trăit până 2008, ia uitați-vă. Așa, uitați-vă aici. Barbu Brezianu e mort în 2008. Uitați-vă cum a trăit aici la Piața Spaniei. Da, au tăcut toți din gură, pentru că, uitați-vă, asta e Piața Spaniei. Da, au tăcut toți din gură, pentru că au fost mituiți.